Florin Salam a depus plângere la poliție după ce Costeluș de la Clejani l-a amenințat că-i omoară familia, nu te-am înjurat și dacă te înjur, te înjur cu talent. Scandalul dintre Florin Salam și Costeluș de la Clejani e amploare, după ce manelistul a fost amenințat că familia lui va fi omorâtă. În loc să se liniștească apele, tensiunile escaladează în urma amenințărilor primite, Florin Salam și Betty, ar fi depus plângere la poliție împotriva lui Costeluș de la Clejani. Scandalul dintre Florin Salam și Costeluș de la Clejani e amploare. Totul a început zilele trecute în mediul online -em atunci când Costeluș de la Clejani și Betty, fica lui Florin Salam, și-au aruncat vorbe grele. De la un schimb de replici dure și până la amenințări cu moartea, nu a mai fost decât un pas. Ulterior, manelistul a fost amenințat că îi va face rău manelistului, dar și familiei lui. În urma amenințărilor cu moartea făcute în mediul online de costeluște la Clejani, Florin Salam și fica lui, Betty, au depus plângere la poliție, potrivit gândul. La data de 20 decembrie 2022 polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Secția 2 au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că a primit amenințări din partea unui bărbat. Prin intermediul unei rețele de socializare. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au transmis. Pentru aceeași sursă menționată anterior, reprezentanții poliției capitalei după ce a fost amenințat de costeluște la Clejani, manelistul a reacționat în mediul online. Costele, dacă tu vezi că nu-ți pomenesc numele, și tot eu mi-am cerut iertare că a intrat fata mea că e copil și nu știe, tu o ții în continuare pe a ta, după aia crede lumea că ești șmecher pe bune. Tu-ți dai seama că tu te crezi șmecher, dar cine te crede pe tine șmecher? Că n-ai bani și stai pe TikTok-ei și după aia îți ceri scuze la șmecheri, a replicat Salam într-un alt videoclip pe TikTok-ei. Fii cu minte că după aia mă țin de tine. Și dacă mă țin de tine îți pui silicoanele alea în gură după aia. Fii cu minte, nu te-am înjurat și dacă te înjur, te înjur cu talent, a spus manelistul.